Salutare! Încerc să mai filmez așa scurt și mai mult plantele, că despre asta e vorba. Iar astăzi am hotărât să vă arăt, să zic așa, un risc sau să zic o problemă care poate să apară la răsaduri. Este vorba despre putegaiul cenușiu. El în final dă ca... Nu știu cum să-i spun, simptom, ce vreți voi, ceva asemănător cu căderea plântuțelor. Eu vreau să vă arăt din pățanile mele, astfel încât să nu vă lamentați imediat, să vă alarmați. Aolo, aolo, căderea plântuțelor. Eu am pierdut deja, să zic, 100 de ardei din cauza umidității excesive și a zilelor unorate. O să vă arăt despre ce e vorba. Da? Eu am eliminat fizic tot ce am văzut afectat până când îmi vine și tratamentul organic pentru asta. Uitați cum arată. Vreau să vă arăt. Ăsta este putegaiul cenușiu. Eu am folosit din baza mea Triptoleemus Symbiogro, dar uitați cum arată. Sper că se vede. Pur și simplu se îmbracă planta cu mucegai, este afectată aici în trunchi și pur și simplu după aia nu mai are viitoare. Eu ce fac? O elimin cu totul. Iar chiar dacă are rădăcinile sănătoase, la nivelul tulpinei n-a mai rezistat. Și o elimin cu totul din cultură, da? Nu am foarte multe plante afectate. Reperul la căderea plătuțelor este că foarte rapid ele se întinde fenomenul. Pe când aici nu e problemă de asta. Am observat, vedeți, am mai scos eu și ieri unul, uitați, sporii, vedeți, fungii, s-a tăiat firul aici, observați, n-am ce să mai fac, îl elimin total, evident că trebuie tratament, dar cum vă spuneam, am dat comandă, vine mâine, tot ceva organic, mai puternic decât ceea ce poate să facă simbiogrou meu și ăsta, ziceți să-i zic, îmi scapă, Triptoleemus-ul. Pe putegaiul cenușiu, pe organic, greu, uitați, alt aici, le elimin. Eu am pe pierdele, uite, am eliminat vreo două ieri, le elimin. Nu e în masă să mă sperii, vedeți? Masa e verde, e frumoasă, s-a uscat azi. Am avut ventilatoare până acum, pornitele, am oprit că mi-era frig. Să mai las să se încălzească puțin. Și pe trec printre ele și elimin tot ce văd afectat, tăiat în jumate. Am vorbit evident cu specialiști, nu am luat decizie de nebun. Oricât de studios sunt eu și cât vreau să vă arăt din pățanile mele, bune și rele, da? Și am decis împreună cu fotografii și cu tot ce am știut să dau ca explicații. Da? Nu știu cum să fac să se vadă, să vă ajute. O elimin. Nu, eu elimin tot ce am, iar mâine va veni tratament. Vreau neapărat să vă arăt că sunt posibile probleme, uitați. Da? Uite, spori. Nu am probleme, nu... Am făcut mult mai multe răsaduri decât, să zic așa, nevoia. Nu e o problemă, pierderea asta. Este asumată. Cauză, o să ziceți. Umiditatea excesivă. Faptul că eu nu folosesc termica. Mai pică, știu și eu, de la condens. Peste... Toate astea sunt asumate de mine, inclusiv faptul că, vorba inginerului cu care am vorbit, zice, sper că dați cu 5 lei răsadul la cât vă costă tot tratamentul ecologic și tot ce folosiți dumneavoastră. Zic, da, domne, nu-i problemă, mi-asum. O să-l dau cu 5 lei, vă dați seama că nu mi-l ia nimeni, dar vreau eu să merg până la capăt așa, pentru că se poate. Și chiar dacă dai pe bateriile astea bio ceva mai mult... Ai liniștea aia că ai încercat. Așa foarte ușor. Eu am pentru flori switch-ul ăla, dar pe care nu
vreau să îl dau. Nu vreau eu. Da? Sunt căpos, recunosc și nu vreau să tratez cu nimic chimic aceste răsaduri, asumându-mi oarește pierdere, calculată sau compensată, dacă vreți, de frumusețea răsadului și de respectarea pașilor necesari. Trec printre ei împreună cu voi, elimin tot ce am afectat mare, afectare mare, da, pac, ăsta era și micuț, mai am unul pe aici, da, să știți că nu e o rușine să avem probleme, nu le vrea nimeni, nu le dorește nimeni, ele se întâmplă. Trebuie să fim atenți la cauză și să nu ne grăbim, să nu ne aruncăm, înțelegeți? Pentru că nu întotdeauna este ceva foarte grav. A, dacă nu luăm măsuri, nu monitorizăm, nu încercăm să ne ducem la cauză, evident pot fi probleme. Iese cu totul, da? Mâine, cu toate că plouă, arată mic procentajul de ploaie, sper să reușesc să fac tratamentul. Dacă nu, poi mâine. Azi s-a uscat foarte, foarte bine tot răsadul. A fost și cald, am și laterala deschisă pe partea aia. Au funcționat ventilatoarele ca migurile, cum îmi place mie să spun. Totul e în regulă. Dar pe aici nu mai am deja, dar aici au fost mai uscate ele. Mai aici una, chiar două. Să zic din 70, așa ca procent, dacă fac o medie, nu e una la alveolă. Sunt mai puține alveole afectate. Dacă fac o medie, cam jumătate de răsad la o alveolă de 70. Adică, cât să zic, dacă eu am aici, la un exemplu, la 1000 de plante de ardei, să zic că am pierdere 30, haideți să zicem 50 de fire. Asta înseamnă, cât înseamnă? La 1000, dacă ar fi fost 100, ar fi fost 10%, 1%, vreun 5%, să zicem, da? Uitați, ele sunt foarte frumoși, ei merg înainte, au început în dezvoltare, ăștia sunt primii repicați, de famint. Ăia de acolo sunt primii repicați, am plecat cu jumătate de masă încolo și am venit încoace. Acum repic la tomate în partea aialaltă, precosul. Ăștia sunt primii, sunt foarte bine. Cam despre asta e vorba. Putregaiul cenușiu poate fi combătut cu fungicide, să zic așa, potrivite pentru asemenea afectare, da, afecțiune. Da, ele sunt de contact sau sistemice. Ce îmi vine, mi se pare că e ceva de contact care atacă imediat putregaiul cenușiu. O să vedeți că o să fac aplicare. Vreau să observați că alveolele cele mai afectate sunt cele cu mai multă umiditate în ele. Da, din diferite motive. Orică nu am observat eu și am udat mai mult, orică în partea în care au fost ieri a fost mai multă umbră peste zi, pot fi mai multe motive, mai multe cauze. Important e că acum sunt foarte uscate și că mâine urmează tratament. Voi completa aceste locuri, pentru că mai am alveole de repicat, tot cu același tip de ardei, respectiv aici am cod pe fiecare, da, vedeți? Aici e un red pia. Dar toată masa asta, uitați aici am codul iar. Și eu știu, și o să vin cu completări, dar după ce tratez tot, astfel încât să tratez și substratul din fiecare celulă. Elimin tot ce e afectat, că nu-și mai revin. Nu mai văd una, le-am eliminat, să vă mai arăt odată. Am bata, uitați aici. Asta nu-și mai revine, nu mai e ce face, da? Urști, la revedere. Eu încerc organic, dar nu încerc nici cu mătasea broaștei, nici cu picior de lebădă și nici nu vă citesc rețete de pe nu știu unde, din spatele camerei. Aleg să vă răd plantele să nu mi-ară moaca, că nu moaca mea
e importantă, dar nici nu citesc. Am gândirea la mine, logică, n-am nevoie de a-mi regiza sau de a-mi lua notițe, să citesc ca papagalul sau să acord vreo intonație specială celor spuse. Da, îmi fac mențiunea asta ca să înțelegeți că fac totul natural, la prima mână, direct, ca și cum, nu știu, ar veni la mine cineva și explic, uite asta, 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 uite ce am pățit eu, uite ce fac eu, uite să vedem dacă îmi reușește și așa mai departe. Nu fac regie, nu am nevoie de cursuri ca să fac vizualizări, ci pur și simplu arăt din munca mea de grădinar începător, producător de răsaduri, ce se poate întâmpla. Mergem înainte și vă spun că dacă e pasiune, trecem și peste astfel de neplăceri, să le zic, sau posibile probleme apărute și le luăm în calcul. Totul cu pasiune.